Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom discuta despre cuvinte cu înțeles opus. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petreci timp frumos alături de mine. Haideți să vedem ce înseamnă cuvinte cu sens opus. În diminețile de vară, atunci când vin la școală, este cald. Dar iarna este frig. Observăm aici două cuvinte opuse. Cald, frig. Maria are două pisici. Una mare și una mică. Care sunt cuvintele opuse? Le identificat. Mare, mic. Fii atent la această propoziție. M-am așezat pe un scaun tare. Acum, voi alcătui o propoziție din care se scot în evidență opusul acestui cuvânt. Mi-aș dori să stau pe ceva moale. Cuvintele opuse sunt tare, moale. Borcanul este gol, în timp ce paharul este plin. Gol, opusul este plin. Melcul se mișcă încet, pe când ghepardul este foarte rapid. Încet, rapid. Acum, te rog să privești această imagine. Avem un copac aproape și unul departe. Aproape, departe. Am pregătit pentru tine trei propoziții. Una, două, trei. Observ că în fiecare propoziție este un cuvânt subliniat. Curajos, calm, ușor. Tu trebuie să găsești sensul opus al fiecărui cuvânt subliniat. Apoi, scrie aceste propoziții pe caietul tău, cu sens opus, bineînțeles. Spor la lucru!